În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Un semn mare a apărut pe cer. O femeie îmbrăcată în soare, ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de 12 stele. Lăudați să fie Iisus Hristos! Veci, veci, pașii noștri astăzi calcă exact pe urmele Sfintei Fecioare Maria și ale celor trei vizionari. Suntem așadar la Fatima, un loc preferat de Sfânta Fecioară Maria, un loc din care vorbește întregii Europe și întregii lumi, dar eu cred că vorbește și tuturor inimilor noastre. Azi, aici, am vrea să o întâlnim pe Maria. Azi, aici, am vrea să ne rugăm ei. Azi, aici, am vrea să-i aducem toate durerile, necazurile, suferințele, de ce nu și bucuriile noastre, și să le punem chiar la picioarele ei. Însă, pentru a putea avea, într-adevăr, ajutorul Mariei și ocrotirea ei, ne întrebăm dacă noi suntem vrednici de așa ceva. Dacă nu, cerem din toată inima iertare și ne apropiem așadar de Sfântul Altar cu inimi curate. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Amen. Durate de noi, Doamne, durate de noi, Hristoase, durate de noi. Hristoase, îndură-te de noi! Doamne, îndură-te de noi! Doamne, îndură-te de noi! Să ne rugăm! Dumnezeule atotputernic și veșnic, care pe neprihănita Fecioară Maria, născătoarea Fiului Tău, ai înălțat-o cu trupul și sufletul la slava cerească, dă-ne, te rugăm, harul, ca atinzând pururi la cele de sus, să ne învretnicim a fi părtași de mărirea ei. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin. Lectura 1. O femeie îmbrăcată în soare, ea avea luna sub picioarele ei. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu, care este în cer, și a fost văzut chivotul alianței lui în templul său. Și s-a arătat în cer un semn mare, o femeie îmbrăcată în soare. Ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap o coroană de 12 stele. Ea era însărcinată, striga în chinurile nașterii, frământându-se să nască. Apoi a apărut un alt semn din cer. Iată, un dragon ca de foc, mare, având 7 capete și 10 coarne, iar pe capete 7 diademe.
coada lui târa a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea femeii, care trebuia să nască pentru a devora copilul care va fi născut. Ea a născut un copil de parte băbătească, care va păstori toate neamurile cu un sceptrul de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la tronul său, iar femeia a fugit în pustiu, acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu. Și s-a auzit un glas puternic în cer, spunând: acum au venit mântuirea și puterea, împărăția Dumnezeului nostru și puterea unsului său, cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Fiice de regi sunt în preajma ta, regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, privește și pleacă-ți urechea. Uită de poporul tău și de casa părintelui tău. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Regele râvnește frumusețea ta, el îți este stăpânul, prosternă-te în fața lui. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Prietenele fiicei regelui sunt aduse în bucurie și veselie, sunt conduse în palatul regelui. Regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Căutați să înțelegeți care este voința Domnului. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, aveți grijă cum vă purtați, nu ca niște oameni fără minte, ci ca niște înțelepți. Folosiți bine timpul favorabil, pentru că zilele sunt rele. De aceea, nu deveniți fără minte, ci căutați să înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați cu vin în care este dezmăț, ci fiți plini de Duhul, vorbind între voi în psalmi, imnuri și cântări sfinte, cântând și intonând psalmi în inimile voastre pentru Domnul. Aduceți mulțumiri lui Dumnezeu Tatăl întotdeauna și pentru toate în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Cuvântul Domnului. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Maria a fost înălăsată la ceruri, corurile de îngeri se bucură.
Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Lectura din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă către ținutul montos între cetate lui Iudeea. A intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresaltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt și a strigat cu glas puternic: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău. Și de unde îmi este dat mie aceasta, ca să vin mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresaltat de bucurie copilul în sânul meu. Fericită aceia care au crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul. Maria a rămas cu ea cam 3 luni, apoi s-a întors la casa ei. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Dragi pelerini, în momentul în care Moise se apropia de rugul aprins, Dumnezeu i-a spus: descalță-ți încălțămintele, pentru că unde calci este un loc sacru. Aș parafraza aceste cuvinte din Vechiul Testament, spunându-vă și eu dumneavoastră astăzi: descălțați-vă, pentru că aici unde suntem este un loc sacru. Adică este un loc în care s-a întâmplat ceva dumnezeiesc, adică Sfânta Fecioară Maria, Regina Cerului și a Pământului, coboară din cer pentru a vorbi Pământului. Da, există câteva puncte pe Pământ care au un statut aparte. Sunt înconjurate de o aură divină, pentru că Dumnezeu a coborât într-un mod special și Sfânta Fecioară Maria într-un mod aparte în acele locuri. Este Sfântul Mormânt, este Betleemul, este Nazaretul, iar apoi vin toate celelalte, vine Lourdes, Guadalupe, Fatima, unde Maria lasă mesaje, dar nu mesaje care să nu poată fi percepute, ci mesaje de dialog. Vorbește cu pământenii, vorbește cu oamenii, dar mai interesant că alege totdeauna să vorbească copiilor. De ce? Pentru că au o inimă deschisă, sunt naturali, sunt sinceri, n-au prefăcătorie. Și aici, la Fatima, unde ne aflăm acum, într-adevăr, în timpurile noastre, am putea spune, atât de încercate, așa au fost în 1917, iată, așa sunt parcă și astăzi, Maria vine cu un mesaj, cu mesajul păcii. Mi-a plăcut totdeauna întrebarea pe care Lucia o punea la cele 6 arătări de fiecare dată. Ce dorești de la mine, Sfântă Fecioară?
Această întrebare răsună, sau ar trebui să răsune, eu cred, pentru toți oamenii. Ce dorești de la mine, Doamne? Ce dorești de la mine, Sfântă Fecioară Marie? Și într-una din arătări, întâlnirile Mariei cu cei trei copii, Maria a dorit această capelă, aici unde ne aflăm acum. De aceea e important, pentru că în acest loc, pur și simplu, au avut loc dialoguri care privesc tot pământul, care ne privesc pe fiecare dintre noi. Suntem la Fatima. Poate este împlinirea unui vis, a unei dorințe, dar ar trebui să fie și un moment de început. Este un moment de am ajuns după un drum greu, sigur am ajuns la Fatima, dar eu aș spune că viața noastră ar putea fi altfel după Fatima, adică aș vrea ca Fatima să fie pentru noi un nou început, să gândim altfel, să fim altfel, să tratăm sacrul cu alte gânduri, cu o altă viziune, să o simțim pe Maria altfel, să știm să ne rugăm altfel, dar într-un cuvânt să fim mai buni. Și pentru că, de fapt, Fatima se leagă foarte bine de pace, aici este mesajul părții prin excelență, aș vrea să fim împlinitori ai uneia dintre marile dorințe ale lui Iisus Hristos. În cele 8 fericiri, la un moment dat Iisus spune, fericiți făcătorii de pace. Și Maria vine cu aceeași cerere, parcă, faceți pace, fiți căutători ai păcii, fiți împlinitori ai păcii, fiți căutători ai păcii. De aceea, dacă atâta lume parcă urmărește și caută să fie dezbinare, să fie răutate, noi cei care azi ne umplem de harul și binecuvântarea de la Fatima, mergând de aici, să putem fi cu adevărat făcători de pace. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să spun că să ne uităm bine la chipul Mariei. E un chip blând, e un chip frumos, e un chip care ne privește, e un chip care ne primește, e un chip care ne binecuvântează, e un chip care ne surâde. Și m-aș bucura ca, urmărind permanent, zi de zi, acest chip al Mariei de la Fatima, să o îndrăgi mai mult. Mă gândesc că, pe de altă parte, uitându-ne ce frumoasă e Maria, deși e doar o imagine, e doar o realizare a unui om, mă gândesc cât de frumoasă trebuie să fie Maria în realitate. Și dacă uneori uităm, poate de veșnicie, uităm de cele cerești, uităm de cele ale lui Dumnezeu, gândul acesta să fie un fel de stimulent. Eu vreau să ajung în cer, numai pentru asta măcar, să văd odată chipul Mariei cel mai frumos. E adevărat că Maria apare pe acest pământ, după cum ne spun vizionarii, în diferite chipuri, în diferite forme. Odată plânge, odată e tăcută, odată se uită trist, odată vorbește, diferite chipuri. Pentru că ne vrea pe toți, sau vrea ca noi toți să o înțelegem. Și în toate stările noastre, Maria este și atunci când suferim cu noi, pe calvar, Maria este și atunci când noi suntem bucuroși, surâde, Maria este și atunci în rugăciune, când noi am vrea să ne rugăm și așa mai departe. Maria, sau aș spune altfel, fără Maria nici nu cred că există viață creștină. Fatima să ne ajute în creșterea iubirii și apropierii față de Maica cea frumoasă de la Fatima. Lăudați să fie Iisus Hristos! Maria, mama lui Dumnezeu și mama Bisericii, ridicată la cer și care s-a prezentat aici la Fatima, este pentru noi model de trăire creștină. Prin mijlocirea ei să-i cerem lui Dumnezeu Tatăl să o putem imita și mai ales să-i cerem aici harul și binecuvântări pentru noi și pentru toți ai noștri. Așadar să ne rugăm, Sfântă Marie, mijlocește pentru noi! Sfântă Marie, mijlocește pentru noi! Pentru ca Sfânta Biserică a lui Dumnezeu să răspundă întotdeauna planului Domnului, care ne vrea pe noi, creștinii, realizatori ai unității și iubirii în lume. Să ne rugăm! Sfântă Marie, mijlocește pentru noi! Pentru ca fiecare om să
să fie respectat ca dar al lui Dumnezeu, templul al Duhului Sfânt, destinat învierii. Să ne rugăm! Sfântă Marie, mijlocește pentru noi! Pentru ca solidaritatea creștină să le fie de ajutor concret celor care se zbat în sărăcie și să aprindă în ei speranța. Să ne rugăm! Sfântă Marie, mijlocește pentru noi! Pentru ca timpul să fie pentru noi nu numai prilej de odihnă și distracție, ci și de creștere spirituală și de viață autentic umană și creștină. Să ne rugăm! Sfântă Marie, mijlocește pentru noi! Pentru ca membrii familiilor noastre și comunităților noastre, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria de la Fatima, să fie uniți frățește în parcurgerea împreună a drumului ce conduce spre patria cerească. Să ne rugăm! Sfântă Marie, mijlocește pentru noi! Pentru noi, grupul de pelerini din România, care venim aici la picioarele Maicii Domnului, să găsim ajutor, har, pace, sănătate și binecuvântare pentru toți ai noștri și pentru noi. Să ne rugăm! Sfântă Marie, mijlocește pentru noi! Părinte Sfânt, astăzi, noi aici, la Fatima, contemplăm chipul Mariei și mesajul său. Dă-ne, ca privind la Maria, să recunoaștem în fiecare persoană un frate care trebuie iubit și cu care să fim alături pe parcursul drumului care conduce la tine. Așa te rugăm, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. În Valea Iria, în luna lui mai, Fecioara Maria coboară din rai. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. În raze sclipește, slăvit chipul ei, solie aduce la trei ciobănei. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa de mâinile tale, spre laudă și mărirea numele Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Să se înalțe la Tine, Doamne, ofranda evlaviei noastre și prin mijlocirea prea fericitei Fecioare Maria, inimile noastre înflăcărate de iubire să fie îndreptate necontenit spre Tine, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Sus inimile! Le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat, vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Fecioara Maria, Mama lui Hristos, Fiul tău, a fost înălțată în mărirea cerului, care a fost promisă tuturor. Ea este aurora și imaginea Bisericii triumfătoare. În ea ai descoperit desăvârșirea misterului mântuirii și ai făcut să strălucească pentru poporul tău, care călătorește pe pământ, un semn de mângâiere și de speranță neclintită. Tu ai ferit de putrezire trupul ei când l-a purtat pe fiul tău și l-a adus în lume pe creatorul vieții.
De aceea, împreună cu toți îngerii din ceruri, cu nespusă bucurie, îți cântăm fără încetare. Sfânt, Sfânt ești, Doamne, a tot stăpânitor, cel din veșnicie și nemuritor. Cerul și pământul, toate câte sunt, pline este mărirea numelui Tău sfânt. Osana cântă, îngerii în cor, prea mărit în imănuri pe stăpânul lor. Plin de bucurie și noi pe pământ, îi cântăm osana Domnului preasfânt. Cu adevărat, sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adus aminte, Doamne, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francis, cu Episcopul nostru Antonio și cu tot clerul. Adus aminte, Doamne, și de frații noștri, care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au reposat în milostivirea Ta și primestei să se bucure de lumina feței Tale. Te rugă mai mila de noi toți, pentru că împreună cu fericită născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostolii și cu toți sfinții, Sfântul lui Izgonela, fericita Clara Bosata, fericit Anton Dorcovici, pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicem a fi părtași de viața cea veșnică, să te laudăm și să te preamărim. Prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin, amin, amin.
bucuria de a fi aici, în acest loc atât de sfânt, și cu bucuria că, iată, și în acest loc răsună în aceste momente vorbe ale graiului nostru românesc, să-i înălțăm lui Dumnezeu în limba noastră rugăciunea pe care am primit-o de la Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea, liberi de păcați și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Aici unde Maria a dorit pacea pământului, noi să ne dăruim un semn de pace. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra Ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra Ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra Ta, păcatele lumii, dă-ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra Sa păcatele lumii. Cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Tu ești viața noastră, alta nu avem. Tu ești calea noastră, adevărul întreg. Vom rămâne pururi în cuvântul Tău, până când vom fi în viață, până când vei vrea. Nu ne este teamă dacă ești cu noi, Te rugăm, rămâi cu noi, Te rugăm, rămâi cu noi. Cred în Tine, Doamne, născută din Maria,
Fiu preasfânt și veșnic, ești-o ca și noi, mort doar din iubire, viu azi între noi. Una ești cu Tatăl veșnic și cu toți ai tăi, până când odată tu vei reveni. Paradisul să îl deschizi, paradisul să îl deschizi. Tu ești forța noastră, alta nu avem. Tu ești libertatea, pacea inimii, ca să ne despartă, nimeni va putea. Știm că mâna ta e tare, nu ne va lăsa. Știm că doar cerele ne vei elibera și-n iertarea ta vom trăi, și-n iertarea ta vom trăi. Prea sfânta Fecioară, surâd de frumos, și blând le vorbește cu glasul duios. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Le cere să facă ades rugăciuni, să spună rozariul, să fie mai bun. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Păcatele lumii adânc o mâhnesc, ea vrea să-l îmbune pe Tatăl ceresc. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Căința-i scăpare atunci când greșiți, prin ea păcătoșii pot fi mântuiți. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Și legea cea sfântă păziți-o mereu, căci ea vă ferește de tot ce e rău. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Noi știm, o Fecioară, că mult ne iubești și rugile noastre am vrea să împlinești. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.
Sufletul lui Hristos, sfințește-mă. Trupul lui Hristos, mântuiește-mă. Sângele lui Hristos, aprinde-mă de dragoste. Apa coastei lui Hristos, spală-mă. Patima lui Hristos, întărește-mă. O bune Iisuse, ascultă-mă. În rănile tale, ascunde-mă. Nu mă lăsa să mă despar de tine. De vrăjmașul cel rău mă apără. În ceasul morții mele cheamă-mă și poruncește-mi să vin la tine ca să te laud cu sfinții tăi în vecii vecilor. Amin. Adu-ți aminte, o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit. Cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea ta, sufleții de o astfel de încredere, alerg la tine, o Maica Fecioară a Fecioarelor. La tine vin și stau gemând înaintea ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Amin. Toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel Atotputernic. Să ne rugăm! După ce am primit, Doamne, tainele mântuitoare, te rugăm ca prin mijlocirea fericitei Fecioare Maria de la Fatima să ne călăuzești la slava învierii, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Novene către Sfânta Fecioară Maria de la Fatima, ziua a noua și încheierea. Maria spune aici la Fatima, dacă lumea va împlini cererile mele, lumea se va converti și aici va fi pace. Iar noi ne rugăm, o inimă neprihănită a Mariei, Fecioara Rozariu de la Fatima, Tu ai promis darul întoarcerii Rusiei și a lumii și speranța păcii în lume, dacă noi vom împlini cererile tale. O Mamă a speranței, păzește-ne pururea în harul lui Hristos, dă-ne adevărata părere de rău pentru păcatele noastre și tăria de a evita ocaziile de păcat. Luminează inimile noastre cu un zel arzător, ca să ne rugăm toată ziua pentru întoarcerea tuturor țărilor și a popoarelor fără de Dumnezeu. Aprinde noi dragostea față de aproapele nostru, ca să fim gata a oferi toate neajunsurile zilnice ale vieții noastre pentru mântuirea păcătoșilor. Trezește în noi o iubire înflăcărată pentru neprihănita ta inimă și învrednicește-ne să-ți oferim acte de reparare și ispășire în primele sâmbete ale lunilor. Fecioară de la Fatima, recitarea zilnică a rozarului tău să ne facă să avem pururea înaintea ochilor acest cel al nostru și să ne întărească în a-l împlini. Amin. Fecioară Rozariu de la Fatima, dă-ne nouă harul special pe care îl cerem în această novenă. Și aici, în fața capelei arătărilor, fiecare în gând își exprimă dorințele sale, rugăciunile sale. Fecioara Rozariu de la Fatima, întoarce pe cei rătăciți la Hristos. Fecioara Rozariu de la Fatima, mântuiește sufletele tuturor credincioșilor. Fecioara Rozariu de la Fatima, ascultă astăzi toate rugăciunile noastre. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine și pentru aceia care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii bisericii și pentru toți cei încredințați ție. Noi rămânem mai departe la Fatima, aici în preajma Maicii Domnului, cu rugăciunile noastre, cu prezența noastră, iar acum încheiem Sfânta Liturghie cu binecuvântarea specială. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Doamne, ascultă rugăciunea noastră și strigarea noastră să ajungă la tine. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin.
Liturghia s-a sfârșit, să mergem în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. O Marie, o prea dulce mamă, România e sub scutul tău. Ascultă ruga celor ce te cheamă și înalță sus la Dumnezeu. Și-o-nalță sus la Dumnezeu. Suntem creștini și avem în piept dorința să triumfeze crucea lui Iisus. Iar singura nădejde-n biruință ne este ajutorul sfânt de sus. O Marie, o prea dulce mamă, România e sub scutul tău. Ascultă ruga celor ce te cheamă și-o-nalță sus la Dumnezeu. Și-o-nalță sus la Dumnezeu. Mai sunt creștini ce au atâta cinstire, dar au pierdut din spiritul frătesc. Tu dă-le, mamă, gândul de unire și aprinde-n toți un foc dumnezeiesc. O Marie, o prea dulce mamă, România e sub scutul tău. Ascultă ruga celor ce te cheamă și-o-nalță sus la Dumnezeu. Și-o-nalță sus la Dumnezeu. Și spre triumful Fiului Tău, Rege, ne dă credința aceasta tuturor. Iar unit în dragoste și lege, să fim cu toți o turmă și un păstor. O Marie, o prea dulce mamă, România e sub scutul tău. Ascultă ruga celor ce te cheamă și-o-nalță sus la Dumnezeu. Și-o-nalță sus la Dumnezeu.